Bună seara, doamnelor și domnilor! Continuăm seria de emisiuni în care prezentăm comunitățile locale, unitățile administrativ-teritoriale din jurul Romanului. Astăzi l-am invitat alături de mine pe domnul Pavel Bereșoaie, primarul comunei Ghereești. Bună seara, bine ați venit la noi, domnule primar! Bună seara, bine v-am găsit, domnule Cristian Galan, și pentru început aș vrea să vă rog să-mi permiteți să adresez salutul locuitorilor comunei Ghereești, atât dumneavoastră colectivului de aici, cât și tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Da, mulțumim frumos. Și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Știm că și în Roman sunt foarte mulți romașcani care provin din Ghereești, din satele și chiar din comuna Ghereești, din satul Ghereești, oameni care în timp, în decursul timpului s-au mutat cu serviciu, au obținut un apartament, au primit un apartament, sunt mulți romașcani care sunt de la dumneavoastră din comună și cred eu că îi interesează ce se întâmplă în comuna dumneavoastră, chiar dacă ei nu mai sunt acolo. Poate au, eu știu, părinții, frați, rude în Ghereești. Bun, dar știți, sunteți pentru prima dată la noi, e și pentru prima dată când discutăm despre comuna Ghereești într-o emisiune, când într-o emisiune, o dedicăm o emisiune comunei dumneavoastră. Haideți să începem cu începutul. Spuneți-ne câteva date despre comună, câte sate, câți locuitori, ce este comuna asta? E o comună mare, dar haideți să aflăm mai multe date despre ea. Este într-adevăr o comună mare, este situată la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Roman, este compusă din trei sate, satul Ghereești, care este și centrul de comună, satul Tețcani și satul Ghereești Noi. Le-am prezentat în ordine descrescătoare ca număr de locuitori. Cele două sate, Tețcani și Ghereești Noi, sunt situate de-a lungul șoselei E85, Ghereești fiind un pic la un kilometru și ceva distanță de... Adică sediul comunului. Sediul, da, exact. Câți locuitori aveți, domnul? Avem 6720. 6720 de locuitori. Corect. Acum, să fiu curiozitatea de jurnalist întreabă, dar să fiu și rău, câți mai sunt acasă? Da, aici un punct sensibil. Avem foarte mulți oameni care sunt plecați, din păcate, zic eu, în străinătate. Din păcate, pentru noi, ca și nu suntem singura comună care are mulți oameni plecați din țară. Și în Roman, stați puțin, că și în orașul ăsta sunt foarte mulți. Acești oameni ar fi putut face foarte multe lucruri bune aici acasă. Ei nu au plecat din cauza că o duceau prea bine. Au plecat pentru a asigura un viitor mai bun copiilor, pentru a-și ajuta părinții. Ați atins un subiect important. Oamenii ăștia ar fi putut să facă multe lucruri interesante aici, acasă. Pentru că ei sunt, în principal, oamenii care au plecat, reprezintă forță de muncă înalt calificată chiar. Exact. Ceea ce ducem noi lipsă astăzi, pentru că ei au plecat, noi nu vedeți, dai cu trași cu tunul să zvăruiască unul un apartament sau să găsești un instalator bun să-ți rezolve. Foarte adevărat. Și din păcate, calificată de noi și de care beneficiază alte țări. Bun, beneficiază alți oameni. Acum ce să zic? Domnule, suntem în Uniunea Europeană, granițe nu mai sunt și alții pot veni la noi, dar noi nu suntem atractivi. Însă, domnul primar, dumneavoastră sunteți de la Partidul Național Liberal, reprezentant PNL, da? Sunteți primar PNL. Acum nu vă aflați la putere, dar nu vreau să criticăm ce este acum. Eu vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat în ultimii 27 de ani. Oare nu politica ne-a adus în situația în care să vrem să plecăm din țară? Pentru că, așa cum ați spus, avem copii de crescut, vrem să ne facem un viitor mai bun, nu? Noi, cât mai avem, că o singură dată trăim. O viață avem, nu mai multe, da? Este foarte adevărat, da. Nu situația economică ne-a adus la nivelul la care noi să vrem să plecăm din țară? Da. Asta este o problemă complexă pe care ar fi foarte mult de discutat și de stabilit. În legătură cu apartenența politică, permiteți-mi un moment de sinceritate. Eu sunt la primul mandat de primar, dar sunt la a treia candidatură. Știu că poate asta nu mă onorează, dar... Dar de ce să nu? Stați un pic, sunteți liber, puteți să candidați de 100 de... Am candidat în 2008 și în 2012 din partea Partidului Social Democrat a PSD-ului, nu din cauza că aș fi fost un fan PSD. Și vreau să... Fără răutate, spun asta sau fără altceva. Din partea dumnealor a venit propunerea și eu am considerat o propunere onorantă și am acceptat-o ca atare. Foarte bine. Înțeleg că oameni care au decis de data asta în 2016 să meargă să-și aleagă un alt om, considerând că sunt un
perdantul de serviciu, că de fiecare dată am luat locul 2. Bine, nu la o distanță foarte mare de voturi de cel. Acum, care... Haideți să fim corecți, avem și noi experiența campaniilor electorale, atât pentru locale, generale, chiar și europarlamentare, prezidențiale și europarlamentare. Domnule primar, la alegerile locale se votează omul din satul de acolo, din comună. Da? Contează foarte mult omul pe care îl scoți în față. Poate mai puțin partidul. Partidul vine undeva în planul 2 la alegerile locale. Pentru că dacă omul te cunoaște că ești un om corect, cinstit, gospodar, un bun organizator, omul te votează, domne. Ce să mai stăm la discuții? Asta este. Contează poate mai puțin. Partidul contează ceea ce poți să faci, să întorci pentru comunitatea care ți-a acordat încredere. Da, dacă îmi permiteți, eu de fiecare dată m-am ghidat după niște principii în viața mea și am zis că decât să câștig mizerabil, prefer să pierd cu fruntea sus. Și nu am dus niște campanii. Haideți să vedem dacă țineți fruntea sus în continuare și vorbim despre proiectele în desfășurare, pentru că una dintre întrebări se referă și la situația economică a comunei, cum stați din punct de vedere economic. Nu mai aveți așa foarte mulți, 6720 de oameni în comună, nu sunt acum. Nu, clar. Cu siguranță nu sunt. Dar cu toate astea, proiectele trebuie să meargă mai departe. Cred că avem peste 2000 plecați în străinătate. Peste 2000? Da, da, da. Peste foarte 2000. Mulți, să știți. Mulți? Și poate e bine dispus lucrul ăsta. Cred că este și bine că au plecat acești oameni, că le creează niște condiții bune din punct de vedere material copiilor. Dar aș vrea să vă povestesc totuși ceva. Într-o zi mă îndreptam spre serviciu și am oprit să iau un copil care cred că ar fi întârziat la școală dacă, pentru că erau 8 fără 20, cam așa, și distanța era cam mărișoare. Ei, și copilul, ți-a ajutat să copilul ăla, da, să ajungă la timp. Și copilul respectiv zice, și vă spun pe fața lui, se citea, m-am culcat târziu aseară, a venit tăticul acasă. La 3 și ceva m-am culcat. Știți, se vedea așa cât de mult i-a lipsit poate o mângâiere, un sfat părintesc. Și pe mine mă doare chestia asta, pentru că e destul de dureros să știi. Una, avem posibilități acum, într-adevăr, de comunicare cu străinătate, avem internetul la dispoziție, ne putem vedea, dar una e să ne vedem și alta e să... Dar contează foarte mult ca părinții să fie alături de copii. Foarte, foarte mult contează. Foarte mult contează. Eu îi apreciez enorm pe oamenii ăștia, pentru că în plan personal au făcut niște sacrificii extraordinare. Credeți-mă că înțeleg cam prin ce trec dumnealor și înțeleg că au niște așteptări atunci când se întorc acasă să fie lucrurile schimbate în bine cumva. Ca rod și al muncilor, că, să știți, contribuie cu foarte mulți bani acești oameni la menținerea în stare de... Susține economia românească. Sigur că susține. Sigur că da. Dar plus în investițiile pe care le fac ei în casele pe care și le construiesc, în nivelul de trai. Nivelul lor de trai, direct. Da, da, da. Sigur. Da. Și bănuiesc că același lucru s-a întâmplat și în Ghirești, adică și acolo oamenii își construiesc case noi și... Își construiesc, e adevărat. Foarte mulți lucrează în construcții. Avem, din fericire, o comună de oameni gospodari, muncitori. Sunt foarte buni meseriași. Sunt căutați. Au. Vedeți, ați deschis un subiect cu acel băiețel care era foarte bucuros că i-a venit tăticul acasă după cine știe cât timp și că el s-a culcat târziu, că a vrut să stea cu tata seara. Asta să înțeleg că sunt mai mulți copii în comună care au părinții plecați. Asta vreți să spuneți? Da. Poate că ar trebui ca școala să cumva să încerce să suplinească cumva cât mai mult timp absența părinților prin activități extrașcolare. Adică nu, e adevărat. Să nu ne limităm doar la orele alea, 4 ore pe zi când merge copilul la școală și după aia să meargă acasă cu bunicii, cu mătușile sau cu cine stau. Avem un colectiv de profesioniști foarte buni și la școala din Ghirești, dar să știți că nu poate, oricât suflet ar pune un cadru didactic, nu poate compensa lipsa părintelui. Dar măcar încercăm, ținem copilul ocupat cu o activitate extrașcolară. Știți ce vreau să înțelegeți. Câte știu, chiar se implică doamnele, domnii profesori și avem un colectiv de profesioniști, din fericire. Da. Sunt foarte bucuros. Haideți să venim la proiectele în desfășurare. Ce proiecte aveți dumneavoastră în desfășurare în momentul în care noi stăm de vorbă azi? Avem un proiect care a fost început de... fostul domn primar. De fostul primar, da. Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare. Da, spuneți. Acum suntem în faza de... s-au analizat ofertele, urmează să... Extindere canalizare și alimentare cu apă. Haideți să vedem. Acum. Avem o rețea de alimentare cu apă și canalizare care a fost înființată, pe care am predat-o pentru administrare
către SC Apa Vital Iași. Aveam mari probleme cu rețeaua asta, nefiind predată unor specialiști care să o gestioneze, pentru că oricât ar fi de bine organizată o comună, nu poate gestiona o rețea de alimentare cu apă și canalizare așa cum ar trebui. Numai dacă privim un buletin de analiză a apei și vedem câți parametri trebuie. Sunt foarte scumpe toate. Noi erau începute tratativele cu SC Apa Vital Iași. Că poate urmează să mă întrebați de ce am preferat de ce SC Apa Vital și nu Apa Servu. Da? Da. Din cauza că din discuțiile purtate cu dumnealor, că am fost și la sediul dânșilor la Iași, am văzut că dispun de specialiști foarte buni, au și aparatura necesară pentru a... Și unul din criteriile foarte importante a fost tariful pe care îl practică. Vă rog, cât e metru cublat dumneavoastră în comună? Era o diferență cumulată apă-canal de 1,14 lei. Deci cumulat față de operatorul nostru regional, de aici, local, pardon. Adică era mai scump... Mai scump era la... La Piatra Neamț cu 1,14 lei. Da, cam așa, 1,14 lei cumulat apă. Am înțeles, canal. apă canal. Era mai scump la județul Neamț. Da. Și ați ales varianta cu... Am considerat că pentru oameni contează foarte mult. 1,14 lei la metru cub se adună. Da, dacă... Bun, acum, extinderea acestei rețele de apă și canal se face în satul Ghereiești, în localitatea Ghereiești? Din păcate, doar în localitatea Ghereiești. Și am aici un regret, pentru că și satele Tețcan și Ghereiești noi sunt sate componente ale comunei Ghereiești și ar fi normal să beneficieze, să nu fie tratați cumva diferit de cei din satul Ghereiești. Dar avem în vedere și am purtat discuții pe mai multe fronturi pentru a găsi soluții și rezolvare la problema alimentării cu apă și canalizare, inclusiv a celor două sate pe care le menționam anterior. Sperăm ca într-un timp foarte scurt să rezolvăm această problemă. SC Apa Vital intenționează să ne racordăm. Noi avem sursa noastră proprie de alimentare cu apă. Avem o stație de captare a apei pe Manuel Dovei, cumva? Da. Și intenționează dânșii să ne branșeze și la conducta de alimentare cu apă de la Timișești. Acolo s-au făcut niște investiții foarte mari, din câte am înțeles de la dumnealor. Care este apa Iașului aia de da, la Timișești. Da. Și o administrează apa Vital. Da. Este apă de foarte bună calitate, au rezerve foarte mari și intenționează. Pe mine m-a bucurat lucrul ăsta, că am zis că poate ne va veni mai ușor să racordăm cele două sate, Tețcan și Ghereiești Noi. Dar ați discutat cu ei și problema de Tețcan și Ghereiești Noi? Da, ați discutat-o. Am promisiuni de la domnul director că și mi-a spus că intenționează să vină și la fața locului să vadă exact cum stau lucrurile. Am trebuit să vadă despre ce vorba. Da. Am discutat cu domnul director de la Arsacis și v-a spus că va veni cu domnul director executiv de la Apa Vital pe teren să vedem concret despre ce discutăm. Și sper ca în cel mai scurt timp să soluționăm și problema asta. Și să începeți să faceți și la Tescan și la Ghereiești Noi o rețea de apă și canalizare. Corect. Bun, aveți stație de captare proprie, ați spus, pe malul râului Moldova cu 7 izvoare. Bun, vă racordați și la Timișești, dar canalizare, stație de epurare, aveți? Cum faceți cu canalizare? Avem, este funcțională. Dânșii au pus-o în parametri, funcționează, am fost și am verificat, deci apă de izvor curge, super funcționează. Sunt foarte buni profesioniști, după cum v-am spus. Cum trebuie. Totul funcționează cum trebuie. Asta e o veste foarte bună. Instituțiile, controle, fel de fel, știți cum. Am înțeles. Bun, ăsta e un lucru foarte bun. Dacă s-a reușit, nu se afecta mediul și totul este ok, era este perfect. Era o problemă extraordinară. Aș vrea să vă spun când am venit la tribunal să-mi iau hotărârea judecătorească de validare a mandatului de primar, m-am întâlnit cu un domn, un cetățean de la noi din sat și mi-a spus așa: domnule primar, că o să acordați sau că nu o să acordați ajutor social la o persoană sau la alta, prea puțin contează. Rezolvați problema apei. Apa este vitală pentru o comunitate. Apă egal viață. Vă rog să mă credeți, îmi sunau cuvintele astea în cap și am înțeles. Noaptea le auzeam. Bun. Și mă frământa foarte mult problema asta și de asta am căutat să o rezolv, pentru că nu e ok să... Eu cred că și sunt sigur și din ce știu că Ghereiești, comuna Ghereiești, e o comună de oameni gospodari și care și-ar dori un nivel ridicat de confort, pentru că eu vreau să vă spun o întâmplare care s-a întâmplat undeva în județul Hunedoara, a avut loc în județul Hunedoara, unde un primar de comună a cerut fonduri europene pentru canalizare, după ce a vorbit cu tot satul: băi, sunteți de acord oamenii? Da, domne, vrem canalizare. După ce a implementat proiectul, oamenii n-au vrut să branșeze, pentru că erau costurile foarte mari. Și risca
Și comunitatea risca să dea bani înapoi, pentru că ei aveau un termen acolo. În primele 12 luni, minim 30% dintre săteni, dintre localnici, trebuie să fie acordați. Corect. Pentru că altfel de ce ți-am mai dat banii? Corect. Ți-am dat banii degeaba? Așa este. Nu? Da. Eu sper să nu avem probleme din punctul ăsta. Eu cred că nu oamenii veți avea probleme au început aici. Să înțeleagă, au fost cumva mai reticenți la început, unii spuneau că eu vreau, dar doar apă, nu se poate. Vrei apă? Trebuie să ai și canalizare, că apa aia nu o depozitezi undeva în pod. Sigur, obligatoriu, deci, da. Trebuie să beneficiem, astea sunt condițiile. Da, domnul Grinar, trebuie să le spuneți că oamenilor de acolo, că na, sunteți și vă cunoașteți cu ei în primul rând ca om și după aia ca primar, e un nivel de civilizație în plus, e normal să fie așa. Mai ales că, așa cum ați spus, 2000, peste 2000 dintre da. Localnicii din Ghereș sunt afară și îi văd, acolo nu există WC în fundul curții, domnul primar. Da, e adevărat. Nu? Da, sunt la curent cu tot ce se întâmplă. Sigur, deci acest proiect de extindere a apă, foarte important, și canalizare, e pe fonduri europene, da. Da? Este un proiect european câștigat înainte da. De a veni dumneavoastră la, da, la da, primărie. Da, 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 da. Bun, reușiți să rezolvați toate străzile din comună, din Ghereiești? Din păcate nu. 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 Mai urmează. Bun, adică acest proiect în desfășurare, cam ce procent, cât la sută din comună rezolvați cu acest proiect? Haideți să vă întreb altfel. Jumătate rezolvați? Sau mai aproximativ. Mult aproximativ. Bun. Da. Și atunci ce facem cu cealaltă jumătate, domnul primar? Păi încercăm să găsim soluții și pentru... Păi n-ar fi o soluție, o continuare? Ba, da. Adică o continuare să fie tot cu fonduri europene undeva? Că... Da, în urma discuției pe care o voi purta zilele astea, probabil cu domnii directori pe care i-am menționat anterior, sper să găsim soluțiile necesare ca într-un timp cât mai scurt posibil să putem extinde asta, adică la, să vă ajute cumva comune, așa cum cu câteva normal. Firme de încheiat, că știți că sunt firme specializate care da. Întocmesc dosare pentru finanțări, pentru accesarea fondurilor europene. Bun, da. Acum vedeți, rezolvați doar o jumătate din treabă cu proiectul care este în desfășurare și ar mai trebui neapărat, pentru că până la urmă omul o să vă spună, domnule, dar acolo ai făcut, la mine de ce nu faci? Vreau și eu apă și canal. Ne străduim, facem eforturi în sensul ăsta, credeți-mă că tot timpul ne gândim la ce soluții să găsim la asta. Bun, e una din dacă suntem la importante. Capitolul utilități, am să vă întreb, curent electric aveți peste tot? Curent electric avem, iar acum este în lucru o extindere de rețea de alimentare cu energie electrică pe două străzi, plus întăriri de rețea mai avem pe câteva străzi. Vorbiți de iluminatul public aici? Da, pentru iluminat, cele pe care le-am spus ultimele. Acum, foarte important, pentru că una din aceste extinderi se duce până la platforma de depozitare a gunoiului de grajd. Noi avem și o platformă de depozitare a gunoiului de grajd, aproape de balastieră spre Moldova, și extinderea este până acolo. Iar pe partea dreaptă am avut un teren care nu era inventariat și noi acolo intenționăm să-l parcelăm, să dezvoltăm, poate dezvoltăm și acolo un parc industrial, să vină agenți economici, să creăm locuri de muncă. Asta este salvarea noastră, crearea locurilor de muncă. Dacă vom sta toți cu mâna întinsă să primim ba ajutor social, ba una, ba alta, de unde tot ei și nu mai pui, se termină. Vedeți, vă mai spun o chestie, e adevărat, aveți foarte mare dreptate, crearea locurilor de muncă, e preprinsă practic salvarea unei comunități. Corect. Dar am să vă spun și dumneavoastră ce am spus și celorlalți primari din mediul rural care au trecut prin această emisiune. Fondurile europene este o gură de oxigen importantă. Iată că aveți acum în desfășurare un proiect care nu vă costă nimic. Vă costă ceva bani? O parte mică, foarte mică de cofinanțare. 2%, nu știu ce e acolo. Foarte puțin raportat la beneficiile pe care le aduce. E ca și cum nu plătești nimic, domnule. Hai să fim serioși. Da. E un cadou care vine de la Uniunea și știi că acolo tot banii noștri sunt, domnul primar. Haideți, domnule, să-i luăm, să-i aducem înapoi în țară. Prin proiecte făcute cu cap, prin proiecte bine gândite și ulterior bine implementate, pentru că nu e important doar să câștigi proiectul, important este să-l și implementezi. Corect. Și să fie în beneficiu oamenilor care v-au votat pe dumneavoastră, domnul primar. Da, chiar ne-am gândit la ce spuneți dumneavoastră și vă susțin într-un totul punctul de vedere. Cred că nu am făcut noi, ca români, suficient de multe eforturi pentru a beneficia de această resursă, de această oportunitate pe care ne oferă fondurile europene. Da. Am încercat și mai avem un alt proiect care tot așa cu finanțare pentru extindere, modernizare, renovare și dotare căminii culturale. Ajungem și acolo, stați un pic, ca să terminăm cu utilitățile. Am înțeles, da. Stați un pic, că urma să discutăm de ce mai urmează, ce alte investiții. Una, la capitolul utilități putem include și
o rețea, o eventual, nu știu dacă dumneavoastră aveți, de gaz metan. Da, este. Este importantă, în zona noastră există gaz, costurile nu știu cât de mari sau de mici ar fi, dar cred că a sosit timpul ca și la Ghereș să vă gândiți la varianta de a racorda comuna la gaz metan. Pentru că e important ca omul să aibă un aragaz să pornească simplu la bucătărie fără să mai facă focul sau să aibă butelie. Nu? Este foarte important, mai ales acum că vedem cu lemnele, e o problemă și cu lemnele astea, nu se mai găsesc, sunt scumpe, dar vorbim și de confort, că am discutat cu un domn director care de la un furnizor de gaze naturale și spunea că au făcut analize, prețurile sunt cam la fel. Lemnele cu... Dar una e să pornești termostatul și să reglezi termostatul și alta pornești centrala și alta e să le aduci, le tai, le depozitezi, scoate cenușa, fă aia, fă aia. Mai multă muncă și mai ales mult bătrânii. Mai complicat. Și bătrânii e mai greu, mai dificil pentru noi. Noi am prins bani în buget. Așa. Am găsit un furnizor de... Așa, am plătit studiul de fezabilitate și pe toate planurile unde am putut să discutăm, am bătut la ușă și am rugat să fim sprijiniți, pentru că nu e normal ca o comună, pe teritoriul căreia trece magistrala de gaz metan. Aveți acolo? Da, și avem și suntem și lângă E85, că am fost prin niște cătune, nici n-am auzit de ele și aveau gaz metan. Am rămas surprins. Zic, și noi că trece magistrala. Deci noi am avut 5% acțiuni. Păi, nu vă stați, de dumneavoastră depinde, domnul primar, că sunteți primar ales, adică conducere de primărie. Corect. De dumneavoastră și de funcționarii din primărie. Da. Păi, de dumneavoastră depinde să aibă oamenii ăia gaz metan acasă. Am făcut, deci dânsi erau supărați că noi am avut 5% acțiuni la Cordun Gaz. Da. Vorbesc despre Cordun Gaz. Și erau deranjați de faptul că am vândut acele acțiuni. Nu le-am vândut eu, vreau să zic. A fost luată decizia în Consiliul Local, la ora aia cine avea majoritatea a decis așa și din păcate s-au pierdut acele 5% acțiuni și cu banii de acolo nu prea am înțeles mare lucru. S-a luat un buldo-excavator care acum e dat la casare. Bun. Și nu mai n-a folosit, da, la au fost la foarte deștepți cei care au făcut treaba asta, un excavator, foarte un autogreder. Da. Care a fost luat la o societate care se ocupa profilul de activitate drumuri și poduri. Păi vă dați seama, ăia de ce l-or fi dat oare? Păi da. Adică foarte interesant. Am dat acțiunile de unde puteam să am un cuvânt de spus acolo ca acționar. Acum bun. Mai nou, aș vrea să vă spun că pe teritoriul comunei noastre. Incompetența e la putere în România, domnule primar, să știți. Din păcate, eu mi-aș dori. Incompetența în ultimii 27 de ani ne-a condus. Este trist ceea ce spuneți și adevărat. Eu mi-aș dori să apucăm ziua în care să vedem că va fi promovată și competența și profesionalismul, doar apartenența la o grupare sau la alta, indiferent ce culoare o avea. Foarte bună declarație. Știți ceva? Cineva spunea că un om la locul lui de muncă, indiferent ce face, da, trebuie să aducă prin activitatea sa acea chestiune care se numește plus valoare. Corect. Adică eu trebuie să vin cu ceva în plus pe locul meu de muncă, da, astfel încât să cresc și eu, să crească și nivelul, eu știu, a societății, a administrației, actului de administrare față de... Doresc ziua în care să mă duc și să fiu tratat așa cum... Deci toate pornesc de aici, da? Să-l tratez pe cel de lângă mine cum mi-ar plăcea să mă trateze și el la rând. Am înțeles. Bun. Haideți să ne întoarcem. Aveți studiul de fezabilitate, a spus, făcut. Da. Asta e un lucru important pentru că deja știți despre ce este vorba. Am avut o dezbatere publică, da, în legătură cu stația de comprimare, pentru că aș vrea să vă spun, pe Moldova presiunea la gaz metan era deficitară și dânsii intenționează să îmbunătățească lucrurile din punctul ăsta de vedere. E vorba de Transgaz Media și că despre dumneavoastră discutăm. Și m-au rugat să îi sprijinim în legătură cu tot ce ține din noi. I-am spus domnului proiectant care a venit, domnule, în ceea ce ne privește, vă acordăm tot sprijinul, dar vreau ca la rândul dumneavoastră, atunci când vine vorba de noi și dacă undeva depinde, în măsura în care depinde de dumneavoastră, să ne sprijiniți și pe noi, că nu e normal să nu avem la ora asta gaz metan. Am transmis imediat certificatul. Mă sună domnul șef de la proiectare de acolo și îmi spune, domnule, pentru prima dată în viața mea am fost servit cu maximă promptitudine. Lucrez de 37 de ani în cercetare și proiectare. Niciodată n-am primit atât de rapid un material pe care l-am solicitat. Vă garantez că o să punem și noi un cuvânt ca din multitudinea de localități care sunt acolo pe listă, cu în așteptare, cu aviz, autorizații despre aprobare. Să fiți trecuți mai în față, să zicem. Nu, n-au cum să ne treacă în față. Stați, dar stați, ca idee, suntem o comună mare. Când s-a întâmplat lucrul ăsta? Și noi sprijinim pe dumneavoastră. Când s-a întâmplat treaba asta? Acum, recent, nu de mult. Nu de mult. Înseamnă că... Am fost pe teren, am măsurat, ne-au cerut niște aprobări ca să...
Bun. Noi să sperăm, acordăm, poate anul viitor. Asta sper, deci, dar trebuie și fonduri pentru realizarea lucrării. Sunt niște proceduri care trebuie urmate. Noi nu putem, ceea ce puteam noi face din punct de vedere al fondurilor, am făcut. Am prins bani. În plus, nu putem plăti absolut nimic conform legislației. Atât, doar studiul de fezabilitate. Și în rest, cad în sarcina celui care va câștiga licitația, că toate astea se fac. Și va veni un furnizor. Noi am făcut măsurători, cercetări, să vedem dacă e realizabilă. Bun. Această... Haideți să zicem propunere. Că am terminat cu utilitățile. Mai rămân șoselele, drumurile, cum stați? Da, la cu drumurile ăsta? Avem niște proiecte depuse. Noi am depus și prin PNDL. Unul din proiecte era cu modernizare drumuri comunale în Comuna Gherești, o distanță de 5,820 km. Din fericire am primit aprobare pentru acest proiect și din câte l-am depus la minister, sperăm să... Am înțeles că e ok și probabil că o să mergem să semnăm contractul. Sunt mai multe străzi din Ghereiești și două din Ghereiești noi și două din Tețcani. Poate că altele... Aici vorbim de asfaltare. De asfaltare, da. Da. 5,820 km. 5.426.29.716 lei, dacă mi-aduc bine aminte, valoarea lui. Uh-huh. Bun. Mai erau niște proiecte făcute așa, în legislatura trecută. Și străzile alea nu le-am putut prinde, erau prinse din bugetul local vreo 3 străzi. Am zis că o să le facem, dar să le prioritizăm cumva, să facem întâi extinderea de rețea de alimentare cu apă și canalizare și după aia să turnăm asfalt acolo. Păi, că altfel, ce faci? Torni asfalt și pe urmă spargi ca să pui apă. Mai era un alt proiect întocmit și depus și vreau să-l depună pe AFIR. Din păcate nu întrunea punctajul minim necesar. Trebuia un punctaj de 50 de puncte minim și nu avea decât vreo 43. N-am avut ce să fac. Poate unele străzi de acolo ar fi fost cumva mai importante și mai ar fi trebuit tratate cumva prioritar. Dar asta a fost situația. Bun. Așa am preluat. Alte proiecte. Ați vorbit despre școli, despre cămine culturale. Da. Din nefericire, din cauza fenomenului de care vorbeam anterior, plecarea în străinătate, au plecat mulți dintre ei și cu familii, cu soții, copii. Lucrul ăsta a dus la scăderea dramatică a numărului de elevi care învață aici. Școala din Tețcani, spre exemplu, este în administrarea Consiliului Local, Gherești, încă din anul 2015. Anul ăsta s-a închis și școala de la Gherești noi. Deci a rămas funcțională doar școala din Gherești. Copiii din satele astea două sunt aduși cu microbuzul școlar. Acum, ca urmare a faptului că s-a închis și școala de la Gherești noi, am făcut demersuri, am făcut adrese la inspectorat, la Consiliul Județean, la prefectură, să fim sprijiniți pentru achiziționarea unui al doilea microbuz, astfel încât să ne putem desfășura cum trebuie activitățile. După cum spuneam, colectivul este un colectiv format din profesioniști în legătură cu grădinița. Deci noi nu aveam practic o grădiniță în adevăratul sens al cuvântului. Aveam o grădiniță care își desfășura activitatea în fosta casă de naștere. Eu acolo m-am născut, în casa aia de naștere. Casa asta de naștere era o încăpere mică vis-a-vis de sala de festivități, are 4 camere, exact ca o casă de asta obișnuită, micuță. Și nu aveau condițiile așa cum cer normele acum. Așa și? Am decis, în urma consultării cu consilierii locali, să închidem after school-ul, să-l transformăm, să-l extindem și să-l transformăm în grădiniță. Noi aveam un after school care era funcțional. A ieșit de sub perioada de monitorizare, că el a fost atunci când s-a înființat rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, a fost construit. Au fost discuții, au fost persoane care afirmau că pentru doar 20 de copii se cheltuie mult prea mulți bani și că și părinții ar trebui să devină mai responsabili, că atunci când ai un copil, ai și niște obligații și trebuie să te ocupi serios de el, de educația lui și să-i asiguri condițiile necesare unui trai civilizat. Și am întocmit un proiect, s-a extins această grădiniță, acest after school, de fapt, și l-am transformat în grădiniță. Acum aș desfășura activitatea acolo toate cele trei grupe, doamnele educatoare. Din câte am discutat cu dumnealor, sunt încântate de condițiile de care beneficiază la ora actuală, incomparabile cu ceea ce exista. Dar mult mai bine. Mult mai bine. Este alimentată, este... La... Și grădinița asta care se află la Ghereiești, doar aici aveți grădinițe, nu aveți în Tescani? Doar din nefericire. Și tot așa aduceți copiii din celelalte localități? Da. Cu școala asta din Tescani am încercat să valorificăm acel teren pentru, și clădirea respectivă, pentru că, v-am spus, în administrarea Consiliului Local din 2015 și este păcat din locul ăla. Am căutat în stânga, în dreapta și am găsit pe cineva care spunea că ar dori să înființeze o croitorie.
acolo, un punct de lucru. Și m-am bucurat, am găsit, imediat am dat zvon prin comună, am o listă cu 30 de femei, cu numere de telefon, vă rog să mă credeți, nu am crezut că atât de greu se poate face ceva, deși am fost și eu consilier local în legislaturile trecute și acum o spun, nu știu câți au curajul să recunoască asta. Și eu credeam că tot ce zboară se mănâncă și că, vai, ce bine aș face eu, ce mult aș face sau cum aș drege. Formalitățile sunt, din păcate, atât de stufoase și de... Nu știu, pe 7 aprilie dimineață m-am dus personal la Ministerul Educației și am depus memoriu în vederea obținerii avizului conform pentru că aceste clădiri care aparțin, care au, și-au desfășurat activitatea școlii și acum nu mai funcționează, nu pot fi schimbate destinațiile lor fără avizul conform obținut de la Ministerul Educației. Drumuri pe la inspectorat, pe la... Am găsit înțelegeri, dar sunt de durată. Pe data de 7 aprilie v-am spus că am fost personal și am depus memoriul ăla acolo. Pe data de 5 mai, că pe 7 cădea duminica, am sunat eu la minister. Doamne, sunt Popescu de la Comuna Cutare. Am și eu depus cu numărul Cutare. Dar despre ce era vorba acolo? Zic, despre o școală care e în administrarea Consiliului Local și vrem să facem o croitorie. Păi da, că au de toate copii, știți, o luat-o tămân într-o direcție. Nu, doamnă, sunt cel care cunosc poate cel mai bine situația reală din teren. Eu vă pot spune că în viitor apropiat nu se preconizează și nu sunt perspective să se deschidă din nou această școală, pentru că foarte mulți sunt plecați, populație îmbătrânită, două case locuite, una, două, trei, nelocuite. Deci nu sunt perspective, deci... Dânsa credea că nu. Și vă garantez că în școala din Gherești s-au făcut eforturi și sunt condiții și să avem elevi cu care chiar ne mândrim, fac performanță, pentru că beneficiază și de sprijinul cadrelor didactice profesioniste de care spuneam înainte. Avem chiar un copil care, de exemplu, lua locul întâi la Olimpiada Internațională la neogreacă. Gergheluca, Eman, super! Deci vă dați seama că nu... Deci au, plus la alte olimpiade pe plan național, au obținut rezultate frumoase. Avem copii cu care chiar ne mândrim. Limba și... greacă, extraordinar, neogreacă. Neogreacă, da, da. Și parcă nici nu-ți vine să crezi că la Gherești este, adică nu te aștepți de fapt să găsești așa ceva. Bun, da. Deci și la capitolul ăsta ați făcut investițiile care trebuie și poate veți reuși, iată, cu școala de la Tescani să o transformați. Asta dorim, asta dorim. Că până la urmă creați niște locuri de muncă, înseamnă bani aici, asta până la urmă este un venit. Asta e salvarea noastră. Bun, dar toate chestiunile astea se fac până la urmă și cu bani. Ce buget aveți noastră, domnul primar? Cât strânge într-un an primăria cam Gherești? 7 milioane. 7 milioane de lei? Da. Deci 7 milioane lei. Aproximativ, nu. Aproximativ, da. În jur de 7 milioane. Asta înseamnă 1,5 milion de euro, cam așa. Din taxe și impozite. Da. Care se constituie din odată din impozitele plătite de către locuitorii comunei pentru case, pentru mașini, pentru grădini, ce au ei acolo. Locuitori, așa? Și persoane juridice. Care și persoanele juridice, că voiam să vă întreb, ce activități economice importante aveți pe teritoriul comunei? Avem foarte mulți crescători de animale. Da. Știți că se lucrează... Adică ferme, microferme. Da, 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 da. Avem chiar care au obținut și fonduri europene pentru asta pe cineva. Așa. Sunt, de asta am și... Vă spuneam că am început acum demersuri ca să profităm de posibilitățile, oportunitățile pe care le avem de a utiliza bani pentru investiții în comună. V-am spus, am depus un proiect pentru... a doua platformă de depozitare a gunoiului de grajd. Am identificat un teren care să corespundă cerințelor. Proiectul ăsta e tot pentru ce faceți reducerea cu ăsta poluării cu nutrienți. Ce sunt? De păi ce îl depun cu... acolo, așa? Îl postează și îl iau de acolo și îl duc. Este un registru, ține evidența, domnul viceprimar. Dar ce faceți? Avem vidanșă, în cadrul proiectului am fost dotați cu vidanșă, cu... Bun, adică doar îl depozitați acolo, doar atât, nu? Stați un pic, nu? Îl depozitează acolo. Gunoiul de grajd, da. Așa, după care vin și îl duc pe terenurile pe care le lucrează, că ei sunt crescători de animale, au nevoie de... Îl folosesc ca îngrășământ? Exact. Păi asta era ideea, iau și fac acolo un maldar de... Și nu era... V-am spus că avem foarte mulți crescători, lucru pe care pe mine mă bucură foarte mult. Oamenii chiar muncesc la noi, pun umărul, nu e ușor. Animalul, nu știe, că e sâmbătă, duminică, e sărbătoare, fiecare zi trebuie apă, trebuie mâncare, trebuie curățenie, nu e deloc ușor. Și am chemat o firmă de cadastrare și a venit și a rămas surprins, domnule, dar aici chiar se muncește. Că am vrut să facem acolo, trebuie să facem puțină ordine în privința... Să stabilim clar fiecare cât teren deține. Uh-huh.
ce suprafață, ce clădiri, ce... vrem să ajutăm și pe ei, că poate în viitor pot beneficia de anumite proiecte și li se cer documente că dețin terenul respectiv și că au clădirea respectivă pe ei. În activ, vreau să zic. Da. Și asta. Bun, deci da, știam că este balastieră, mai este o fabricuță pe acolo. Da, am avut, deci pe domnul Mihăluțe Petrea, care era cu Fana Veneto, cu Morele. Unii erau păreri împărțite, alții îl blamau, alții îl criticau. Eu l-am apreciat pe omul ăsta, pentru că e un om care, după părerea mea, ca un motor al societății. El a început prima dată cu niște mașinuțe de astea de tricotat, făcea ciorapi sau nu știu ce. După aia a dat roade, a început cu ouă de prepeliță. Nici alea nu. De la ouă de prepeliță, mobilă după aia. Pe urmă a început cu fabrica de morși. Când auzeam Gherăiești, pe la Târgu, de la București, mergea acolo, prezenta și veneau muncitori calificați de la Țevi, de la IMR, de la pe unde au mai lucrat pe aici prin Roman, făceau naveta cu autobuzul la Gherăiești și lucrau acolo. Le oferea șansa să câștige o bucată de pâine. Da. Și din cauza asta eu l-am apreciat, pentru că după părerea mea, oameni de genul ăsta, de oameni de genul ăsta avem nevoie, că să fac lucrurile să meargă cumva. Să creezi locuri de muncă, să aduci și meseriași din Roman să lucreze la tine în comună, e ceva da. Care trebuie apreciat. Mai avem și alte societăți. Bine, avem comercianți care, v-am spus, de crescători. Am înțeles. Balastiera, acum, să trecem și la... de lucru. Da, haideți să vă întreb, să trecem din nou, să ne întoarcem cumva la educație, adică la școli și la grădinițe. Clădirile acestor instituții aparțin de primărie. Puteți să le asigurați ce trebuie, curent, căldură, tot. Nu sunteți în situații dintre aia disperată în care închidem primăria, punem lacăt că nu mai avem fonduri. Nu, deocamdată nu. Sperăm nici să nu apucăm zilele astea. De asta nici să străduim, să creăm locuri de muncă, să ne putem dezvolta, nu să avem un regres. Am înțeles. Domnule primar, la dumneavoastră în comună există o tradiție sportivă, veche. Și când spun veche, mă refer în primul rând la echipa de oină a comunei, o echipă de oină recunoscută la nivel național, dacă mi-aduc eu aminte bine, sper să nu greșesc. Da. Așa. Se mai face sport la nivel profesionist, că ăsta era sport profesionist până la urmă, în comună la Gherăiești, pentru că dincolo de investiții, de muncă, trebuie să mai facem și mișcare, nu? Este adevărat. La noi există echipa de oină Biruința Gherăiești, care are o tradiție de foarte mulți ani. Deci la anul probabil vom sărbători, vom organiza un festival, un spectacol la care să-i onorăm pe cei care au de-a lungul timpului au purtat, au dus, au făcut cunoscut numele comunei. Au fost și campion național, din nenumărate ori, anul trecut, de exemplu, Biruința Gherăiești a obținut 10 titluri de campion național la diferite categorii de vârstă. Mai avem acum mai nou încă o echipă, Brigada Gherăiești, dar lucrul ăsta era... Tot la oină? Tot la oină, da. Păi, vedeți, acolo s-a format așa un centru de oină. Oină, de... baseball, am avut și la baseball. Și baseball. Un teren de baseball care era singurul din Moldova. Am venit un antrenor japonez, ne-a vizitat comuna, a rămas așa, impresionat. Cum, aveți teren de baseball la Gherești? Da. Sigur, acum oina și baseballul se întâlnesc cumva. Da. Asemănătoare. Asemănătoare, da. Acum, mai nou, avem o asociație sportivă în cadrul școlii Gherești, domnul profesor de sport Blaj Sebastian, care este un împătimit al sportului și dânsul și soția dumnealui, doamna profesor Blaj Cecilia Alina. Dânsii sunt implicați, merg la tot felul de competiții, nu doar la oină, vreau să vă spun, și la handbal au obținut rezultate frumoase și la... Nu, stați un pic de oină, am vorbit că asta știam, dar spuneți-ne dumneavoastră dacă mai aveți echipe, asociația fotbal, handbal. Asociația se numește Putezătorii. Așa. Și vă spun, încearcă să-i formeze pe toate planurile, vorbim să se dezvolte. De copii vorbim? De copii, că sunt la școală, în cadrul școlii asociația asta. Biruința Gherăiești intenționăm să, atât cât stăm puterea noastră, să o sprijinim în continuare, să o ajutăm cu ceea ce putem. Bine, din păcate nu avem noi resursele necesare să facem totul așa cum ar merita dumnealor. Uh-huh. Pentru că, într-adevăr, fac eforturi. Tatăl domnului profesor Blaj Sebastian, domnul Blaj Mihai, este cel care s-a implicat, adânsul fiind acum pensionar, dar a fost profesor de matematică. Și este la fel un împătimit cu domnul profesor Ioan Chifan din Roman, sunt direct implicați în a atrage acești tineri
să ducă mai departe această tradiție a oienii. Bine, și mă bucur da, era pe oina, când știu eu, e o activitate destul de veche la dumneavoastră, adică noi știu dinainte de 89 că era o echipă mare de oina la Ghereiești acolo. Foarte mult, într-adevăr. De... Vreau să vă spun că am avut unchi de ai mei care, și socrul meu, activat la formația de bază când erau, cum să vă spun, în timpurile alea când jucau cu Dinamo, cu CPB-ul, cu... Deci erau, aveau poate cele mai jerpelite echipamente, dar când intrau pe teren, băteau tot ce puteau prinde pe acolo. Erau foarte buni, nu buni. Bun. Pe plan cultural, ce se întâmplă în comuna dumneavoastră? Haideți să vorbim, să vedem și la aspectul ăsta. Dacă la sport, iată, se întâmplă și să nu uităm, să nu trecem peste sport. În vara asta ați făcut un cross. Da. Cu o... fică a comunei, să zicem. Exact. Care e o... Spuneți-mi asta despre ce e vorba. Am ținut să onorez această doamnă. Dânsa se numește Dămoc Angelica. Este plecată de mulți ani din țară și acolo unde este, e legitimată în la Valencia. Da, la Valencia, la clubul Valencia. Și face performanță. Locul întâi, vă rog să mă credeți, am rămas impresionat când am văzut, pe internet am văzut, locul întâi și de fiecare dată... La concursuri în Spania. În Spania, haideți da, să precizăm, da, să înțeleg. Când, venea, când am citit acolo și ceea ce m-a impresionat în mod deosebit, la fiecare premiu, locul întâi, când urca pe podium, spunea, dedic acest premiu satului meu natal, Ghereiești, Neamț, România. Nu știu, mi-a mers la suflet chestia asta și am zis, dom'le, cât o să pot, hai să încerc să fac ceva, să o facem cunoscută, să popularizăm rezultatele dumneaei, pentru că ne onorează comuna prin ceea ce face. Este corect. Un om simplu, un om, dar sufletist, trup și... Deci era implicată și în acțiuni de caritate acolo, în Spania. Este implicată și mi-a povestit. Dânsa făcea căni, tricouri, găsea tot fel de soluții ca să se ducă mai departe, să facă lucruri din astea bune, ajuta persoane care nu se pot deplasa, care erau în situații dificile. Și m-a impresionat foarte mult, așa că atunci am organizat... După cum și vă mulțumesc frumos că ați popularizat și dumneavoastră acest eveniment. Și ați făcut un cross. Un cross la care am anunțat pe toți participanții care doresc. Bine, n-am precizat acolo să fie doar din Ghereiești. Și ne-am trezit din fericire cu un grup mare de sportivi și din Roman au venit. M-a bucurat foarte mult. Au fost vreo 90 ceva de participanți. Cât? 90 și ceva de participanți. Aproape 100 de participanți. Pentru început am zis eu că e destul de binișor, că a fost cam în pripă cum v-a organizat. Dânsa a venit în perioada concediului, nu a prea avut timp. Și a fost frumos. Este o ocazie să ne întâlnim, să mai socializăm, mai schimbăm păreri, idei, impresii. Bun, haideți să trecem la cultură acum. Da. Haideți că abordăm aproape toate domeniile. E prima oară când veniți aici și vreau să discutăm despre tot ce se întâmplă în Ghereiești. Vă mulțumesc. Avem un ansamblu folcloric Lunca Moldovei, Ghereiești, care anul trecut a împlinit 5 ani de la înființare. Sub comanda instructorului Pleșca Vasile Cristinel, dânsii sunt niște tineri extraordinari, mor de dragul lor, vă rog să mă credeți că nu sunt vorbe goale. Sunt tineri extraordinari care își sacrifică din timpul lor pentru păstrarea și perpetuarea dansurilor noastre frumoase, populare românești. Da, formații de dansuri. Da, da. Domnul instructor vine de la Bacău, face naveta și îi pregătește pentru așa ceva. Am participat la festivalul Zona Roman Metropolitan anul trecut în iarnă și vreau să vă spun că m-am simțit cu adevărat mândru că fac parte din comuna asta și... Ce, merge bine? Merge bine echipa? Da, să știți, să știți că fac progrese văzând cu ochii. Tot pentru a-i susține pe dumnealor, practic au fost motivul principal pentru care am demarat proiectul ăsta cu extindere, modernizare, dotare, renovare, cămin cultural. Avem căminul nostru care a fost renovat acum când s-a făcut și after school-ul, cum v-am spus, când am înființat rețeaua de alimentare cu apă și canalizare. Și mai avem o clădire, un cămin cultural în Ghereiești noi. Și am zis că de ce să nu profităm de fondurile astea dacă sunt disponibile, să le folosim. Că cineva îmi spunea, da, mai avem un pic și mutăm primăria la Ghereiești noi. Domnule, dar preferai să rămân acolo o ruină, dacă tot ai găsit oportunitatea asta. Și pe mine ce mă bucură că proiectul ăsta, dacă îl implementăm și primim aprobare și din câte am înțeles veștile sunt bune, e posibil să... Da. Sunt mari șanse să-l accesăm. 5 ani de zile vom fi obligați să desfășurăm în aceste locații activități cultural-educative. Ori asta... Asta nu face decât să fie benefic pentru comună. Da, acum vorbiți despre
Căminul din Ghereiești noi, da? Da, da, da. Da, da, cel din Ghereiești noi, care urmează să dar fie renovat. Dar în Ghereiești, când vă spuneam de ansamblul Lunca Moldovei, da, în cadrul proiectului putem să-i dotăm pe acești tineri cu costume populare, frumoase, noi, la fel toate, că am fost la festival aici și două domnișoare aveau catrințele, ca așa se numesc, de alt model, știți? Și parcă am avut așa o undă de... și am zis, ce pot să fac? Să pot să-i ajut cumva în privința asta. Și ăsta a fost motivul principal. Dar un alt motiv este că tot în cadrul proiectului putem dota Căminul Cultural cu instrumente muzicale. Noi la Biserica Romano-Catolică din Ghereiești avem o fanfară înființată cu sprijinul nemijlocit al părintelui Isidor Mocanu, Dumnezeu să-l odihnească, dânsul a decedat. Și este foarte frumos când la sărbătorile astea importante din cadrul comunei vine fanfara și acompaniază diferitele procesiuni care se organizează, cum e la Joia Verde, cum sau la, mă rog, cu alte ocazii. Și am zis că de ce să nu, dacă avem tineri talentați în cadrul comunei, să nu le oferim ocazia, poate vin, găsim soluții cu niște domni profesori de la Școala de Muzică din Roman, nu știu cum o să rezolvăm, o să găsim soluții pentru asta. Dumneavoastră să cumpărați instrumentele. Să formăm și o orchestră. De ce să nu avem și o orchestră care să ne reprezinte? Pentru că totuși o comună importantă, să avem cu ce sta. Adică să fie sculele dumneavoastră să cu fie, da. Sus, exact. Bun, tocmai ați vorbit, nu mai avem mult din emisiune, să știți. Ați vorbit și despre religie. Haideți să trecem. Știm că acolo în Ghereiești aveți o comunitate importantă catolică, dar și una ortodoxă. Este cum vă împăcați cu cum vă împăcați dumneavoastră în primul rând ca primar, ca administrație cu cele două culte, că da, după aia... să vă spun și astea nu sunt voi, eu nu sunt, nu am aptitudini de politician. Eu nu sunt, nu am nicio practic nicio fapt, decât faptul că am candidat pe listele unui partid, așa, vreau să vă spun, dar sunt un om simplu, da, care din punctul meu de vedere sunt foarte sincer când vă spun că am o colaborare foarte bună cu toți părinții preoți parohi, indiferent de religia în care, deci părintele paroh Daniel Ghitiu la Biserica Romano-Catolică, am luat așa în ordine pentru da, ca număr de... Spuneți, de, mai treceți mai de departe, da. Părintele Lupu Liviu Vasilică este parohul bisericilor roman, astea, ortodoxe, părintele Lucaci Eugen la, este nou venit acum în satul Tețcani și părintele Gal Cristinel la Ghereiești noi, că acum avem parohie și acolo. Se lucrează la ea încă. Și relația primărie biserică e bună, nu? Foarte aveți, bună și le mulțumesc. Nu există sincope, nu există. Nu, chiar nu sunt, să știți, nu sunt nu încerc acum să, nu știu cum să vă zic. Chiar am o relație foarte bună cu dumnealor și simt. Eu simt omul dacă e artificial când îmi spune ceva sau vorbește din suflet. Și pentru că eu am fost deschis cu sfințiile lor și la fel au procedat. Deci este foarte... Adică orice ajutor puteți să-l oferiți dumneavoastră ca administrație, cu ce către putem, biserică, cu cea mai mare plăcere, pentru că avem faceți, nevoie da, și de suflet, cum bun, avem nevoie și de trup. 3 minute mai avem. Ce urmează să mai faceți în... Mai avem un proiect în Ghereiești acum, în viitor apropiat, sau care ar fi una dintre investiții sau un proiect important pe care vreți să-l implementați dumneavoastră în mandatul de primar pe care îl mai aveți până în 2020? Sunt foarte multe, așa. Dar ce ați vrea, ce credeți că ar fi cel mai important? Ce spuneați dumneavoastră înainte, este foarte, să luăm și așa. Da. Deci, apa și canalizarea sunt foarte importante. Vorbim de civilizații și gazul metan, să înțelege. Dar nu uitați că ați făcut deja proiectul de fezabilitate, aveți studiul de fezabilitate făcut. Am inventariat un teren de 6 hectare, 6,1 hectare în Ghereiești și unul în Tețcani de 2,9 hectare. Deci vorbim, acolo intenționăm să parcelăm acele loturi, să le scoatem la concesiuni și deci creăm niște locuri de muncă. Poate facem o zonă, un parc industrial ceva, să vină vreun investitor, consiliu, dacă avem, vom avea și apa și canal și gaz. Da, da, da. Adică să trageți utilitățile în exact, zonă, da? Rețeaua de alimentare cu energie electrică, v-am spus că tocmai am făcut-o, acum lucrează, o să o definitivăm într-un timp foarte scurt. Adică dumneavoastră vreți să creați niște zone care să fie atractive, corect, măcar din punctul ăsta de vedere, pentru eventuali investitori, da, dar întrebarea este, Consiliul Local are puterea să... eu știu, să o emit o hotărâre de Consiliu prin care să diminueze sau să scutească de impozit pentru o anumită perioadă de timp un investitor? O să discutăm foarte atent problema asta și în măsura în care e posibil din punct de vedere legal, că noi nu putem face altfel, că după aia răspundem. Normal, legal. O să facem tot ce ține de noi să încurajăm să vină. Pentru că dacă vin acolo, ei, bineînțeles, ca orice investitor, ca orice agent economic privat, intenționează să se dezvolte, nu că fiecare... Bun, da, un om vine dacă îi ofer ceva, corect, că știți cum e, că corect, la ce concurență există acum... Normal. Domnule primar... Ușor nu va fi, suntem conștienți, dar... Da.
suntem dispuși să ne implicăm total pentru a... Vreau să nu dezamăgim oamenii care ne-au acordat încrederea, pentru că acum să vă spun sincer, la noi la Gherăiești, PNL, în decursul timpului a avut 2 consilieri. Acum avem 8 consilieri. Stați să vedem cum va fi din 2020, că da, nu putem nu, să dar nici nu mă gândesc la asta, că nu... Prea puțin contează. Vreau să vă spun că lucrul ăsta m-am simțit onorat și obligat în același timp să fac tot ce ține de mine, să nu-i dezamăgesc pe oamenii care mi-au acordat încredere. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru prezența în emisiune. Să sperăm că și cetățenii din Gherești, dar și romașcanii care provin de acolo, au aflat lucruri interesante despre ce se întâmplă în comuna lor și despre proiectele de viitor, ceea ce vreți să faceți. Noi vă dorim multă baftă, mult succes în continuare, să duceți la îndeplinire ceea ce v-ați propus. Mai, dacă îmi permiteți, n-aș vrea da, să scap lucrul ăsta. Avem un proiect, tot cu prin gal depus, pentru un buldo excavator, de care avem mare nevoie pentru a reglementa problema șanțurilor. Am avut la inundațiile astea ceva probleme pe care le-am rezolvat când ne-am deplasat. Da, da, vedeți să n-ajungă și ăsta la... Nu, dar luăm nou-nouț. La casat. Nou-nouț și vedeți să nu ajungă la casare, să că... fii un profesionist pe el, că atunci va funcționa ireproșabil. Da. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru atenție. A fost domnul Pavel Bereșoaie, primarul comunei Gherești, o comună importantă, o comună mare de aici, din apropierea municipiului Roman. Până la o nouă întâlnire, rămâneți alături de programele noastre, pentru că aici aveți ce vedea. În continuare, ce să vă zic, o seară bună în continuare. La revedere! Vă mulțumesc!